Salutare, pomincuților, și bine v-am regăsit la un nou vlog pe acest canal. Bă, fraților, acum câteva zile am pus pe Facebook un status cu voi ce faci în casă, cele mai bune răspunsuri vor apărea în clip. Înainte de toate vreau să-mi scuzați papagalul, dar îl știți, așa face mereu, micule, te pup. Bun, hai să dăm drumul la videoclip. Eu o să mă uit în stânga sus, pentru că aici am telefon și aici o să citesc întrebările voastre. Alex de Liv a zis că trăiește. Bă, și eu trăiesc, dar m-am cam plictisit așa. Vreau afară. Vreau afară, nu mai pot, deci. Mă rezist. Popescu care nu a răspuns. Mă uit la videourile cu micul gigant. Păi acolo chiar are calitate, bă, tatică, bă, merită, bă, să te uiți, bă. Am auzit că e un YouTuber foarte bun. Eu nu știu cine e ăsta, micul gigant. Dar am auzit că e un YouTuber foarte bun. Și pune mult suflet în ceea ce face și pe lângă asta are și un content foarte, foarte bun. I-a uitat pe asta pe Eduard. Fac grătar la televizor cu prietenii pe Discord. Bă, am mai văzut-o pe unii care au făcut grătar în casă. Și nu știu dacă o să găsesc videoclipul, o să vi-l pun aici pe undeva 2-3 secunde. Dacă îl găsesc. Caran Flori Elisa. Mănânc, dorm, respir. Păi mănânci, dorm, respir. Dar la ce nu te duci tu? Vezi, ai ratat? Awesome. N-ai făcea în casă. Ai făcea un corte foarte bine, foarte bine. Dar dacă ai coloana, dar dacă ai făcea un corte, te puși un cap până la acolo. Până la picioare e posibil să ai corona. Mihai Claudius a răspuns CSGO, ETS2, multiplayer și Descent. Bă, am auzit și eu de Descent, dar am văzut un gameplay, dar mi se pare așa. Eu am stres. Adică nu știu, nu-mi place jocul ăla. Mihai Juditu, mă joc CSGO pe barul sănală. Cum să te joci pe barul sănală? Cum vine aia să-mi joc pe barul sănală? Beniamin. Ctrl plus Shift plus M. Boy. Mădălin Fudoran. Lol, serale, mâncare, somn, repeat. Foarte tare! Numărul 1. Marian Iulian. Cine zice că stau în casă? Ei, vei open up. Tu nu stai în casă? Stai bă în casă, bă, că mor afară, bă, stai-mă în casă, mă, nu mai știți mă afară, mă, că n-am văzut la fost ce afară, bă. Vreți să muriți? Stai bă în casă, bă, tătecă, bă, vă spun eu, stați în casă, că e bine. Ceva util, nu poluez. Una sus de 10 puncte. Bravo! Mă duc cu cele, cu șoricelul lui vecin. Aoleo. Bă, nu e bine, mă. Depinde ce șoricel. Sorin Alexandra Istode. Cresc, mă, la fine, bă. Și mai și scriu pe sunetul de asta. Bă, și mie îmi place să mă duc pe calculator. Să citesc câteodată, da, mă uit la Netflix doar să trag o timpul ăsta, să duc o dată dracu virusul ăsta și să ne reu, și să ne reapucăm de activitățile pe care ne-am avut odată. Adică să ne ducem unii la serviți, alții la clientul, alții la în parcuri, în mall-uri, unde avem treabă. Alex Nicolas. Mă dau cu capul de plăci până atunci și când mă trezesc, fac același lucru. Păi se vede, tăticu, că ai
cucuie în cap. Ai două aici și două aici, care dracu. Radu Andrei, dorm. Bă, crede-mă că și eu sunt la fel, adică eu nu mai am un program de somn, adică în fiecare seară, în fiecare dimineață, să zicem așa, mă curc la 5 dimineața, la 5 dimineața, cel mai devreme. Pot să mă pun în pat și la 2 și la 3 și la 1, nu pot să dorm, nu pot să dorm. S-a dat dracu fâsul orar peste cap. Cristian, dați ce năzesc că sunt în casă. FBI open up. Lerențiu spune așa. Bravo. Bravo. Felicitări. Ești. Le-ai rupt pe toate. Și pe stânga, și pe dreapta, și pe... și picioarele cele. Bravo, tată, ești number one. Ia uitați pe Paun Edward Fronetin. Uite ce spune. Mă, Paune, mă, uite asta. O altă întrebare vine de la Maxim la unde vă îndrăgostite cu sora Rosunga, iar când se plictisește, o iau pe sorsa. Bă, ce să facem cu carantina asta chiar așa e, adică n-avem de ales? Luci, n-ai cum. Dar vezi, să nu-ți se ia pierda din palma. Bă, băieți, cam asta a fost întrebare. Răspunsurile voastre pentru videoclipul ăsta. Eu sper că v-am adus un zâmbet pe buze. Și să ne vedem la următorul videoclip. Standard poși. Da? Hai, cam atât a fost. Pa, pa.